Bun găsit la știrile din sport. Săptămâna trecută s-a încheiat sezonul regulat, iar FC Brașov a obținut calificarea în play-off, în timp ce Târlungeniul va juca în play-out. Cele două echipe ce reprezintă Brașovul în seria a doua a Ligii Secunde au obiective diametral opuse. Stegarii vor să promoveze pe prima scenă a fotbalului românesc, în timp ce trupa lui Bona se va bate să evite retrogradarea. Sâmbătă, galbenegri vor juca la Arad cu UTA, iar Târlungeniul în deplasare cu Universitatea Cluj. După ce Tribunalul Brașov a decis să mai țină în viață echipa cel puțin până pe 22 iunie, FC Brașov începe sâmbătă lupta pentru promovarea în Liga 1. În prima etapă a play-off-ului Ligii 2, seria a doua, stegarii vor juca la Arad cu UTA Bătrâna Doamnă, o altă formație care a anunțat că are ca obiectiv promovarea în primul eșalon. Jucătorii, ca și antrenorii și ca și mine de altfel, credem în șansele noastre. Ne vom duce și în play-off și lupta și crucea până la capăt, atât cât jucătorii vor fi dispuși să facă acest aspect și așa cum am discutat cu ei, așa cum i-am văzut, așa cum ne-am convins, nu vor ceda ușor la niciun meci. Galbenegrii vor să câștige jocul de la Arad și să treacă peste UTA în clasament. În cele două jocuri din sezonul regulat, UTA a câștigat 4 puncte, remizând pe Tineretului scor 2-2 și câștigând jocul pe teren propriu cu 3-2. Partida dintre UTA și FC Brașov se va disputa sâmbătă cu începere de la ora 12. Unirea Târlungeni începe lupta pentru salvarea de la retrogradare la Cluj pe terenul Universității. Trupa lui Bona nu traversează cea mai bună perioadă, însă trebuie să se trezească repede dacă vrea să joace și anul viitor în Liga a doua. Furica și compania sunt pe poziția a 5-a în clasamentul grupei de play-out cu 9 puncte, la 7 lungimi distanță de Universitatea Cluj, formație ce ocupă primul loc ce asigură menținerea în Liga Secundă. În sezonul regulat, Târlungeniul a luat 4 puncte din cele două meciuri după ce a învins acasă cu 1-0 și a făcut 0-0 pe Cluj Arena. Partida dintre Universitatea Cluj și Unirea Târlungeni va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 11. Naționala de hockey pe gheața României a pierdut jocul cu Polonia și a ratat practic șansa de a câștiga turneul organizat la Brașov și de a promova în eșalonul superior al campionatului mondial sub 18 ani. Polonia a fost echipa mai bună și a câștigat clar cu scorul de 10-3. Puștii de la Corona Wolves Brașov, Andrei Vasile și Iulian Chițac au reușit să marcheze câte un gol în acest joc. România a pierdut scor 3-10 pe reprize 1-2, 0-5 și 2-3, finala cu Polonia de la campionatul mondial sub 18 ani la hockey pe gheață, divizia a doua, grupa A, care are loc la Brașov. Tricolorii au fost învinși de o echipă mult mai bună și au ratat astfel șansa de a câștiga competiția și de a promova în eșalonul superior. Golurile tricolorilor au fost marcate de Rocali și de lupii coronei Andrei Vasile și Iulian Chițac. Trebuie să recunoaștem că Polonia a fost la toate capitolele peste noi. Eu cred că băieții n-au putut depăși mental miza acestui joc. Oricum, obiectivul nostru rămâne același. E important să trecem de acest joc și începem să ne pregătim pentru meciul de mâine. V-a fost teamă de la început de ei? Nu neapărat teamă, poate am fost mai delesători, am văzut mai mari, mai cu forță, nu știu. În celelalte două meciuri ale zilei de ieri, Marea Britanie a învins Olanda cu 5-2, iar Lituania a trecut de Croația cu scorul de 6-3. România este pe locul 3 cu 6 puncte după primele 3 meciuri. În primele două întâlniri, tricolorii au învins Olanda cu 8-1 și au trecut de Lituania cu 6-1. România va mai juca împotriva Croației, echipă ce nu are nicio victorie în primele 3 partide, iar apoi va urma meciul pentru locul 2 contra selecționatei din Marea Britanie. Gata cu știrile din sport, sunt Răzvan Țire, urmează informațiile despre vreme.